M-a bucurat faptul că aveți jucat împreună într-un alt film, fiți loiali iubirii voastre, fiți cu lumina și rugăciuni către Dumnezeu și sunt convinsă că totul va fi bine, vă susțin pentru că meritați, sunteți frumosi cu mult har, carismatici și luminosi. Mult succes în tot ce faceți, vă iubeste lumea din toate tarile unde s-a transmis filmul Emanet, vă iubesc, vă respect, și vă susțin, Stefania, din România. Ce poate fi mai frumos decât să-i vedem împreună pe Halil și Sila, care au dat valoare serialului Emanet? Orice rol ar avea, sunt sigura că îl vor interpreta cu succes, îi mi sunt foarte dragi. Mulțumesc foarte mult pentru bucuria pe care ne-o faci zi de zi. Bucuria pe care o așteptăm cu sufletul la gură. Mă bucur că Halil a ales-o pe frumoasa noastră Sila. Sunt o pereche superbă, numai uitindu-se unul la altul și acele priviri spun tot. Așteptăm cu nerăbdare tot ce ține de iubiții noștri actori. Ar fi frumos să joace tot cu Sila, dar nu atâta dramă, fără Sila, să joace cu un alt personaj, cred că nu are farmec, ne-am obișnuit cu ei împreună. Halil și Sila sunt superbi, talentați, frumoși, sensibili. Deci telespectatorii doresc să vadă numai scene romantice, frumoase, tocmai scenele dure, situațiile complicate în care îi pun intrigile, minciunile, lupta pentru avere, deci tocmai acestea le pun în valoare talentul de actori. Datorită lor, Emanet devine real și prin scenele când plâng, și când se urăsc, și când se iubesc, și când se joacă cu Yusuf. Excepțional! Mult succes în carieră! Cuia istoria seja multifacetada com en redo amor aventura e un pauco de humor. El es sao casal perfeito para o filme por cue timuma cuinica fantastica. Muito suceso proficional e pessoal. Nici nu vreau să-mi imaginez să văd un film cu Halil fără Sila, sunt profesioniști superb, abia aștept să-i văd din nou succes. Da, mi-aș dori ca cei doi frumoși actori să joace împreună și în alt proiect. Sunt minunați și superbi împreună, reușesc să transmită emoție și iubire în inimile noastre.